Aș vrea să deschidem împreună Cartea Domnului la Psalmul 100. Psalmul 100. Haideți să onorăm cuvântul Domnului, citirea Scripturii și să citim împreună Psalmul acesta. De fapt, cred că majoritatea dintre dumneavoastră l-ați învățat pe de rost, așa-i? Printre primii psalmi pe care am învățat pe de rost ca și copil a fost și Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Să ocupăm locurile. I se și spune psalmul acestuia, psalmul mulțumirii, un psalm de thanksgiving, un psalmul recunoștinței. Sărbătoarea aceasta pe care noi o ținem, să știți că o țin foarte puține țări din lume. De fapt, sunt doar 3 țări din lume care au stabilit ca sărbătoare națională ziua mulțumirii, ziua recunoștinței. Este Statele Unite, Canada și Filipine. Doar 3 națiuni au declarat și au hotărât o zi specială în care să mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui. George Washington în 1789 a făcut, primul președinte al Americii, a făcut această declarație publică. Pentru că este de datoria tuturor națiunilor să recunoască providența Dumnezeului Atotputernic, să-i asculte voința și să-i fie recunoscătoare pentru bunătatea lui și în umilință să-l imploare protecția și favoarea și pentru că atât Senatul cât și Congresul prin Comitetul Comun mi-au solicitat să recomand poporului american o zi de recunoștință publică și de rugăciune pentru a fi sărbătorită prin recunoașterea cu inimă plină de mulțumire față de semnele de favoare din partea Dumnezeului Atotputernic. De aceea recomand și stabilesc ca ziua de joi, 26 al lunii noiembrie a anului care vine, să fie dedicată de către poporul Statelor Unite slujirii ființei mărețe și glorioase, care este binefăcătorul și autorul tuturor lucrurilor bune care au fost, care sunt și care vor fi. Ce minunată declarație! Declarația aceasta stă la baza acestei sărbători pe care noi o avem. De fapt, sărbătoarea aceasta pentru o națiune americană este o sărbătoare plină de nostalgie a începuturilor, a pioneratului, a celor care au venit și au găsit pământul acesta pe care s-au așezat și pe care și-au construit casa și pe care l-au transformat apoi în America pe care o cunoaștem astăzi. Primii pelegrini de pe Mayflower, cărora li se atribuie dorința de a se închina cu mulțumire și recunoștință înaintea lui Dumnezeu, n-au fost oameni atât de privilegiați ca și noi astăzi. Gândiți-vă numai la ei. N-aveau case și nici agenți guvernamentali care să-i ajute să-și cumpere case sau să-și construiască case. Nu aveau mijloace de transport în afară de propriile lor picioare. Hrana le venea din mare și din pădure și trebuia să o vâneze și să o pescuiască. N-aveau bani și, de fapt, nici nu aveau pentru ce să-i cheltuiască. N-aveau niciun mijloc de comunicare cu rudele lor din Anglia, pe care le lăsaseră venind în America. Nu aveau securitate socială și nici asigurări de sănătate. Obama chiar nu exista. Nu avea nicio sursă de amuzament, nou radio, nou televizor, nu? Decât ceea ce își făceau ei. Condițiile în care și-au început civilizația americană au fost foarte diferite, dar cineva spunea că oamenii aceștia au fost, de fapt, caracterizați prin 4 lucruri absolut fundamentale. Așa cum am învățat și la lecția în limba engleză, au fost oameni de inițiativă. Să te urci pe o navă și să te duci într-un alt continent, să o iei de la zero, oamenii aceștia trebuie să fie foarte deosebiți. În primul rând trebuie să fii sătul și
sick and tired, nu? De vechiul regim și de vechiul așezământ din țara ta, să caut o altă țară. Au fost oameni nu numai de inițiativă, dar de mare curaj. Ca să faci așa ceva, cere un curaj special. Apoi aveau voința de a munci, să o ia de la zero. Toți cât am venit în America, am trăit și am reprodus, de fapt, acest pionerat al primilor oameni care au venit să se așeze pe acest continent. Toți am venit cu un geamantan, dar am venit hotărâți să muncim, nu-i așa? Și am venit să muncim orice, nu contează ce și unde. Voiam să supraviețuim, voiam să ne construim o nouă viață. Așa a fost și primii oameni care au venit în America. Și în al patrulea rând, spunea cineva, au avut o încredere fără margini în Dumnezeu. Nu te poți duce într-o asemenea aventură de capul tău, de singur. Trebuie să ai o mare credință într-un Dumnezeu care veghează și este alături de tine. Mă gândeam așa, ce-ar fi oare ca toate neamurile pământului să aibă o zi a recunoștinței? Nu e așa că s-ar schimba lumea asta, s-ar schimba planeta pe care noi locuim? Să tragem concluzia într-o zi că tot ceea ce avem, că ceea ce suntem, este mila și harul lui Dumnezeu, este dragostea Părintelui nostru atotputernic care veghează asupra noastră și ne poartă de grijă. Autorul acel american care a scris faimosul roman Roots, Alex Haley, se spune că în biroul lui avea o fotografie foarte ciudată. Avea o broască țestoasă fotografiată pe vârful unui stâlp. Un stâlp și deasupra stâlpului era o broască țestoasă. Și toată lumea se întreba ce fel de poză e asta, de unde îi? Și el spunea așa la toată lumea, ori de câte ori scriu ceva semnificativ, de fiecare dată când îmi recitesc cuvintele și mă gândesc că sunt minunate și încep să fiu mândru de mine însumi, de ceea ce scriu, mă uit la broasca aceea care stă pe vârful unui stâlp și mi-amintesc că ea nu s-a urcat acolo de una singură. A avut un ajutor. Wow! Broasca aceea nu s-a putut urca acolo de una singură. Poate că nu ne-ar strica să ne uităm în urmă, să ne uităm la anii care au trecut, la casa în care locuim, mașina pe care o conducem, jobul pe care îl avem, familia pe care o avem și să recunoaștem că nu ne-am urcat singuri pe stâlpul ăsta. Că n-am fi putut să ne urcăm niciodată. Ci a fost o mână bună, plină de dragoste a unui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă și avem ceea ce avem pentru că ne-a ridicat cineva mai sus decât am fi fost fără ajutorul lui. A fost mâna bună a Domnului care ne-a însoțit în toți anii aceștia. Ar trebui să recunoaștem binecuvântările lui de fiecare dată. Și așa cum am auzit cântarea aceasta, atunci când vedem o binecuvântare, o recunoaștem, nu-i așa? Știm că vine de la El, știm că vine de la Domnul. Aceasta este, de fapt, baza recunoștinței, de a ne aduce aminte de ajutorul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Fără El, n-am fi fost nimic deosebit decât ceilalți oameni din jurul nostru. Se spune că un tânăr student, în timpul verii, a lucrat pentru un unchi de-a lui, care era lucra la Brinks, la firma aceea care transportă banii marilor corporații. Aveau mașinile acelea blindate, nu? Întotdeauna transportau banii însoțiți de ofițeri de poliție care îi veneau cu ei, erau înarmați până și șoferii, să păzească banii. Și în special, zice el, am lucrat pentru cazinourile din Las Vegas. Ce duceam
tone întregi de mărunțiși, de monede. Lucram în toată ziua la o mașină care număra mărunțișul acela, îl clasa pe categorii și pacheta monedele. Și într-o zi, pe la terminarea orelor de serviciu, a sunat Bank of America că au nevoie urgentă de bani mărunți. Monede de 25 de cenți. Unchiul meu m-a sunat acasă, tocmai ajunsesem de la serviciu, m-am schimbat și mi-a zis, vii repede imediat că avem de lucru. Trebuie să ducem la Bank of America niște bani. Am plecat așa în tene și în pantaloni scurți, cum s-a schimbat omul că a ajuns de la lucru și zice, unchiul meu și-a luat trocul lui, pick-up trocul lui, un Ford mai vechi și l-a umplut cu saci de 25 de cenți. Saci, zice, 25 de mii de dolari, imaginați-vă, în monede de 25 de cenți, au fost câteva tone. Trocul unchiului meu era ca un avion. Am plecat, așa îmbrăcați cum eram, la Bank of America. În fața lui Bank of America, unchiul mi-a zis, stai aici lângă troc și păzește-l. Zice că mă duc înăuntru să duc ceva, să cărăm banii ăștia înăuntru. Și în timp ce stăteam acolo și unchiul meu a întârziat minute bune, mă gândeam așa, acum aș putea să fiu jefuit foarte ușor, nu-i așa? Am o valoare aici de 25.000 de dolari, dar mă gândeam, dacă ar fi venit vreun hoț, cred că n-ar fi putut fugi nici măcar cu un sac de la de bani, că era așa de greu, nu? Zice, dar momentul acela a fost un moment în care mi s-a deschis mintea să înțeleg că de obicei binecuvântările lui Dumnezeu sunt mascate în obișnuit. Nimeni nu și-ar fi imaginat că într-un pick-up truck, nu? Un Ford necăjit care stă ca un avion, îți 25.000 de dolari în spate, în saci. Nimeni nu și-ar fi imaginat așa ceva. De-aia zice, nu ne-a călcat niciun hoț, n-a venit nimeni să ne deranjeze, pentru că oamenii nu au bănuit că în lucrurile obișnuite de fiecare zi există asemenea valori. Cred că aici este păcatul celor mai mulți dintre noi, nu ne dăm seama că binecuvântările lui Dumnezeu uneori vin în pick-up truck. Binecuvântările lui Dumnezeu vin în obișnuit, în viața de fiecare zi, în cursul banal, dacă putem spune așa, al fiecărei zile. Ele sunt împachetate în viața obișnuită de fiecare zi. Ar trebui să avem ochi pentru asta. De aceea psalmistul spune, și aș vrea să enumer aici 5 porunci ale Thanksgiving-ului, pe care le găsim în psalmul acesta 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Strigați de bucurie către Domnul. Se spune că un misionar care a lucrat în India foarte mulți ani, a lucrat în mijlocul unei populații care își pierdea vederea odată cu vârsta. Cum înaintau în vârstă, își pierdeau vederea. A găsit remediu și trebuia să facă sute de operații la pacienții lui. A fost șocat că nici unul dintre acești pacienți nu au venit să-i mulțumească după aceea, pentru că în limba tribului respectiv nu exista cuvântul mulțumesc. Nu exista cuvântul mulțumesc. Nu i-a învățat nimeni să spună mulțumesc. Avea însă o altă expresie. Și expresia aceasta spunea, am să spun numele tău. Am să spun numele tău. Am să rostesc numele tău. De fapt, aceasta era mulțumirea pe care tribul acesta o învățase de-a lungul istoriei. Modul de a mulțumi cuiva este să rostești numele binefăcătorului tău. Strigați de bucurie către Domnul, rostiți numele Domnului, toți locuitorii pământului. Rostiți numele Domnului, spuneți numele Lui. Este prima poruncă a Thanksgiving-ului. Uită-te în jur la ceea ce ai, la ceea ce ești și rostește numele Domnului. Recunoaște bunătatea și binecuvântarea Lui. Este interesant că Biblia din Iași, de la 1874, spune, intrați cu cântări de laude, practic spune, cu cântări de mulțumire pe porțile Lui.
A lăuda pe Domnul înseamnă a-i mulțumi, a rosti numele Lui pentru toate binecuvântările care El ți le-a dat. Asta este prima poruncă a Thanksgiving-ului. Strigă de bucurie către Domnul, rostește numele Domnului, a binefăcătorului tău. A doua poruncă este slujiți Domnului cu bucurie. Slujiți Domnului cu bucurie. Știți că nu putem să slujim Domnului de silă, nu putem face fără bucurie, lipsiți de bucurie. Hai să dau un exemplu așa foarte concret la situația în care noi ne aflăm acum. Să presupunem că eu aș fi un tip foarte convingător și la terminarea serviciului v-aș aștepta la ușă și v-aș spune cam așa, uite, dacă nu dai bani la biserică și ar trebui să dai așa vreo 10-20 de mii de dolari, că ai de unde, nu? Și să te fac să te simți vinovat și să te mai și ameninți pe aici cu alea că Domnul o să-și retragă binecuvântările care ți le-a dat până acum și o să vină ceva amenzi de la poliție peste tine și ceva boli și așa, și să fiu suficient de convingător și apoi de mânuță să te duc la fratele Novac și să scriu un cec de 20.000 de dolari după munca asta intensă care eu am făcut-o. Știți cât valorează slujirea asta ta înaintea Domnului? Zero. Pentru că n-ai făcut-o de bucurie. Ai făcut-o de frica mea, ai făcut-o de jenă, de rușine, ai făcut-o să-ți scap de mine sau cine știe, de groaza poliției sau doctorilor. Dumnezeu nu primește darurile noastre decât dacă le facem cu bucurie. Slujirea noastră lipsită de bucurie înaintea lui Dumnezeu nu valorează nimic. Când slujim Domnului fără bucurie, o facem ca și fiul cel mai mare din pilda fiului risipitor, spune, eu ți-am slujit ca un rob, ca un rob, ți-am slujit ca un rob. I-a folosit la ceva? Se pare că la nimic, a rămas pe afară. Și pilda se termină cu el pe afară. Cred că rămâne pe afară din împărăția lui Dumnezeu, acest fariseu. Nu putem să slujim Domnului decât din bucurie. Decât cu bucurie. De aceea, întotdeauna când faceți ceva pentru Domnul, când dăruiți, când munciți, când sacrificați, faceți-o cu bucurie, ca să aibă valoare sacrificiul acela. Înaintea Domnului, dacă faci ceva de silă, nu? I-a folosit ceva lui Simon din Cirena, că a dus crucea lui Iisus de forță? Nu i-a folosit la nimic. Venea de la câmp, nu? Venea de la câmp, se pare că era negru la culoare și poate că și pe vremea aceea ăștia erau folosiți la corvoadă. Ia vine tu încoace, ia crucea și du-o. Și l-au forțat să ducă crucea Domnului. Gândiți-vă la noi părinții care îi aducem cu forța pe copiii noștri la biserică, nu? Eu veneam că n-aveam curajul să-l contrazic pe tata, nu? Era o crimă prea gravă ca să nu ascult de el. Mă duceam la biserică de groaza lui, de frica lui. Mă ascundeam după un stâlp undeva, scoteam un roman și citeam. Și mama era foarte fericită că mă vedea cu capul într-o carte și credea că e Biblia. Nu poți să slujești Domnului decât cu bucurie. Nu primește Domnul altfel de slujire. Apoi, veniți cu veselie înaintea Domnului. Bucuria se manifestă prin veselie, prin zâmbet. Ascultați-mă bine, nu, zâmbetul nu l-a inventat Satana. Nu e adevărat. În iad nu râde nimeni, absolut deloc. Toată lumea plânge în iad. Zâmbetul este expresia bucuriei tale interioare. Nu te teme să zâmbești. Este terapeutic. Găsiți versete în Biblie câte vreți care spun că cine zâmbetul și râsul este un leac bun, te vindești de el. Păstrați simțul umorului. Veniți înaintea Domnului cu veselie. Când cântați, cântați cu toată inima lui Dumnezeu. Bateți pe toate tobele. Cântați din toate instrumentele. Ascultați îndemnurile psalmiștilor care spun și copacii din pădure să bată din palme și să-L laude pe Domnul. Faceți un joyful noise,
Asta este expresia în limba engleză care îmi place foarte mult, noi nu o găsim în limba română. Un zgomot plin de veselie, de veselie. Așa ar trebui să fie cântările noastre înaintea Domnului. Un zgomot din acesta plin de veselie. Intrați cu veselie înaintea Lui. Creștinismul nostru se împarte însă în două tabere diametral opuse în aceste zile. Este bucuria lui David care dansează înaintea chivotului, legământului, nu? Și partea cealaltă este religia lui Mical, lui nevastă sa care stă îmbufnată la fereastră, să uite, și zice, ce l-a apucat pe ăsta, domnule? Nu? A nebunit de-a bine la împăratul ăsta, te-ai făcut de râs, ți-ai călcat demnitatea în picioare. Noi pretindem să avem un creștinism din acela sobru, nu? Ca un cadavru. Arată bine în sicriu, nu? Dar e mort. Ar trebui să ne gândim la creștinismul celălalt, de tip David, nu de tip Mical, nu? Ci de tip David, care dansează, care laudă pe Domnul, care intră cu veselie pe porțile lui Dumnezeu. Nu intră ca un pipirig, nu intră ca un castravete murat, nu intră ca un bolnav de stomac, nu? Ca o icoană din aceea. Te duci la o biserică din asta istorică și vezi pe toți pereții tot felul de oameni necăjiți. Betegi, unul are gălbenare, unul are ulcer la stomac. Toți sunt necăjiți, domnule. Toți sunt necăjiți. Și vii și tu cu necazurile tale să mai întregești peisajul, nu-i așa? Ce-ar fi să vezi niște sfinți veseli pe pereții unei biserici? Cred că ar fi revoluționar pentru multe religii. N-au zâmbit niciodată sfinții aceia? Ba, cred că da. Intrați cu veselie pe porțile Lui, veniți cu veselie înaintea Domnului. Nu uitați că suntem proprietatea Lui Dumnezeu, suntem creația Lui, suntem oile Lui. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. El ne-a făcut, a Lui suntem. Nu uitați asta niciodată. Noi nu suntem români, nu suntem emigranți, nu suntem nici măcar americani. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem oile din turma Domnului. Okay? Asta este identitatea noastră. Nu uitați! Doamne, așa de mulți vor să pună pe noi tot felul de etichete. Nu? Cine suntem noi? Îmi spunea cineva că a fost întrebat la care biserică te duci. Și eu zic, la Agape. Oh, la Firește, ăia. Wow. Nu? Trebuie un tupeu foarte mare să spui asemenea cuvânt. Sau trebuie să ai despre tine niște păreri foarte înalte că ești un sfânt în aceea care judecă pe aia la alți. Nu? Măria ta, cu cine ai măsurat, domnule, de ai constatat că suntem firești? Nu? Cu cine ai măsurat? Ai pocăimetru? Sau de unde? De unde chestia asta, nu? De unde ai tras concluzia asta că noi suntem firești, nu? Că zâmbim? Oh, tu n-ai voie, sigur că da. Religia ta trebuie să te facă să oftezi tot timpul. Trebuie să fii în depresie ca să fii sfânt. Nu? Necăjiții Domnului. Chosen, frozen. Nu? Și ultima poruncă, intrați cu cântări de mulțumire pe porțile Lui. Veniți să mulțumiți Lui Dumnezeu de fiecare dată. Mulțumiți pentru fiecare zi. Nu o să știm să mulțumim pentru fiecare zi, numai dacă trece pe la spital, eventual. Trecem printr-o operație foarte grea. Spunea Alina, cum mi s-a schimbat întreaga viață după ce a trecut pe acolo, prin de trecut. A descoperit valoarea fiecare zile. Pentru că Domnul a mai adăugat zile la zilele noastre. Veniți cu cântări de mulțumire înaintea Domnului, lăudați numele Domnului, intrați cu laude pe porțile Lui, binecuvântați numele, pentru că Domnul este bun, pentru că bunătatea Lui ține în veac și credincioșia Lui din neam în neam. Pentru asta, pentru ce este El, nu pentru neapărat pentru ce ne-a dat El. De cele mai multe ori,
Noi îl binecuvântăm pe Domnul pentru ceea ce ne dă El și nu pentru ceea ce este El. Ce-ar fi copiii dumneavoastră sau, hai să o facem mai personal, soția, să spune, măi, Ionică, te iubesc foarte mult pentru că tu duci salariul acasă în fiecare lună, îmi dai și mie credit cardurile, te iubesc pentru că mai înduci câte o floare așa din când în când, când îți aduci aminte. Cred că ați fi foarte jigniți de chestia asta, nu? Dar dacă ți-a spune, te iubesc pentru că ești soțul meu, pentru că ești darul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a făcut cel mai mare cadou prin tine. Am fi foarte jigniți copiii noștri să ne iubească numai pentru că le cumpărăm mașină, că le dăm de mâncare, nu? O rudă de-a mea a fost întrebată într-o zi de un vecin, ce faci, mă? Zice, muncesc. Ce muncești? Zice, muncesc for food. Muncesc pentru mâncare. Dar cum așa? Păi zice, dacă nu muncesc, nevastă mea nu-mi dă de mâncare. Nu? Teribil, nu? Să ajungi să muncești for food at home, nu? Să te trateze așa ca pe oricine altcineva, nu? Știți povestea aceea că la poarta unei doamne foarte bogate a sunat un asemenea bam, cum zicem noi, un homeless și a spus, doamne, aș lucra orice for food. Și asta s-a uitat la el și a zis, știi să pentuiești, să zugrăvești, sigur că da. A dus înăuntru, a venit cu un bidon de vopsea verde și a zis, go and paint my porch. S-a dus omul, a lucrat și la un moment dat a venit înapoi și a răbătut la ușa doamnei. Zice, doamne, s-a terminat vopseaua, nu mi-a ajuns la roți, n-am putut vopsi roțile. Asta avea un Porsche afară, la vopsi verde. Dacă am ajunge să muncim for food, nu? Să ne iubească nevasta pentru așa ceva. Ar fi teribil. Cum credeți că se simte Dumnezeu dacă îi spunem thank you numai când ne-a dat curcan? Nu? Și apoi să ne uităm la vecinul care a primit 2 curcani. Și să și spunem că nu e ok, Domnul, nu? Cum aranjează lucrurile că la unii dă 2 curcani și nouă numai unul ne-a dat? Apropo de invidia, de păcatul de care am vorbit azi dimineață, intrați cu veselie pe porțile Domnului, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Pentru asta merită Domnul să lăudăm. Dacă ne dă ceva sau nu ne dă, El rămâne tot bun. El rămâne, bunătatea Lui este veșnică și credincioșia Lui în toate generațiile. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim Domnului. Și să-i mulțumim pentru ce este El, pentru cine este El, căci este bun și bunătatea Lui ține în viac și credincioșia Lui din neam în neam. Doamne, îți mulțumim la această sărbătoare.